Rahman începe să fie un jucător interesant pentru echipe puternice și nu cred că a fost, achiziția lui nu cred că a fost un risc mare, ce spuneți dumneavoastră. Beneficiu, impactul unui eventual transfer va aștepta să depășească previziunile dumneavoastră și ale n-aș lui vrea să Victor? Vorbesc la concret. Ideea este foarte simplă. Oricând stăm de vorbă, spunem, domne, există un număr de transferuri, da? Aceste transferuri sunt făcute în baza unor studii făcute de colegii noștri. Da, de la departamentul de scouting. Că e vorba de scouting, că e vorba de directorul sportiv, că e vorba de președinte, că e vorba de acționari, că e vorba de staff în general. Astea sunt automat lucruri care se discută în club. Faptul că, cel puțin începând cu astă vară, toate investițiile care le-am făcut s-au concretizat, deci fiecare investiție pe care am făcut-o și-a adus roadele, e un lucru extrem de pozitiv. Și rar. Pentru că toată lumea îmi spune că rare ori se întâmplă ca din 10 jucători, da, mai mult de 3-4 să fie cu adevărat corect, special și unul singur să fie cu adevărat deosebit. Corect. Păi eu nu știu în clipa de față de un transfer care să fie făcut începând de vara aceasta, în vară și în iarna asta, care să nu fi confirmat undeva. Da. Da. Care să nu, și dacă există vreunul care a confirmat mai puțin, nu cred că are, cred că are legătură doar cu momentul faptul că sunt sau 11 cu... jucători, că da, nu ai 16 jucători în teren. Și că da, poate e legătură. Și sunt convins că, dacă spunem, inclusiv al nostru ăsta micu, Cârjan, sunt convins că poate mult mai mult decât ce a arătat până acum. Dar n-a avut încă posibilitatea de a o face, adică n-a avut încă șansa de a o face, dar sunt convins că poate mult mai mult decât până acum. Da? De exemplu, Mikovski, în mod cert știam cu toții că poate foarte mult. Dar nu cred că la Rapid ar fi primit toate șansele care le-a primit la Arad. Da? Asta a fost și strategia, acum, nu? Și-a arătat cu adevărat valoarea. În mod cert va trebui să vină acasă. Mikovski, da, se va întoarce în vară? El a dovedit la Arad. Am înțeles, dar încă o dată... Tu care știi toată organizarea noastră, mă întreb pe mine lucrul ăsta. De-aia vă și întreb, da, că vreau să vă... Eu tot ce mă interesează, da, este să văd că el crește. Că el a dovedit exact ceea ce ne așteptam să dovedească. Bine, era să mor de inimă când l-am văzut când a dat gol tocmai nouă pe Giulești, dar asta e meseria lui, să dea gol, nu? Da, v-ați gândit în momentul respectiv că poate împreună cu colegii dumneavoastră ar fi trebuit să impuneți o clauză să nu joace Mikovski contra Rapidului? Da. Următoarea ar fi fost o posibilitate. Da. Probabil că ar fi fost o posibilitate. Rahmani face lucrul ăsta, da, des, schimbă soarta unor meciuri, decide meciuri și pare din afară și am văzut și după ultimul meci contra FCSB-ului că apar oferte pe numele lui. Și aici aș vrea să vă întreb că am avut și cazul lui Duganzic. Până la urmă dumneavoastră a spus că este un business. Credeți că la ofertă de 5 milioane sau peste 5 milioane v-ar sensibiliza și ați putea să vă despărțiți de un astfel de jucător? Acum, Rahmani bagă mingea în poartă, Burmazu bagă și el. Corect. Și Krasnicii bagă mingea, da, în poartă. Și Petrila. Și Petrila și aproape, da, toți colegii, toți jucătorii, da, noștri reușesc să bagă mingea în poartă, da, ceea ce e foarte bine. În ceea ce privește posibilitatea, în ceea ce privește pe Duganzic, avea 30 de ani. Are 30. Când a plecat de la Rapid, era un jucător. Are 30, da, de ani, am mai spus-o. Are 30 de ani, avea un câștigat la noi, probabil cu prime, cu totul, nu știu dacă, dar undeva sub 200.000 de euro pe an. Da. Da. Îi arăți unui jucător de 30 de ani posibilitatea de a câștiga timp de 3 ani la rând, un contract de 3 ani în care să câștige de 6 ori mai mult, adică 1.200.000 în fiecare an. Da. Și refuzi posibilitatea de a pleca în condiția în care clubul încasează 1.500.000 când a plătit sub 200.000 pe el sau 300.000, deci ceva. Face un profit, amică, da, face și un profit de 1.000.000. Într-un an. Da, într-un an. E greu să-i dai explicație jucătorului respectiv. Și nu știi dacă mai e același jucător după aceea. Chiar nu știi. Aici e chiar un era, risc asta, nu? Că aici chiar era riscul mai devreme. Chiar era
era greu să-i spui jucătorului respectiv, n-ai ce căuta. Pur și simplu, cred eu că era greu. Da? În ceea ce privește ceilalți jucători de care vorbim, mulți dintre ei veniți și care au concretizat și că veniți din campionate vecine, dar jucători de elită, mai toți trebuie să recunoaștem că văd pasajul prin Rapid nu ca o gară finală, o rampă de lansare. Nu ca o gară finală, ci ca o gară intermediară. Da. Și văd posibilitatea ca de aici, eventual, să plece mai departe. Da. Vă dau un exemplu. La Emers am primit oferte pentru el. 4, 5, 6 meciuri bune a făcut și am primit deja oferte interesante. Da. Dau un exemplu. Da. Care un jucător care din păcate s-a accidentat. A fost accidentat, dar un jucător, adică campionatul României este foarte vizibil, iar prezența în Rapid este și mai vizibilă. Mai vizibil. Da. Este o vitrină excepțională. E pe undeva un risc asumat ăsta, nu? Mocert și Rahmani va merge mai departe, dacă concretizează, va merge mai departe către un campionat și mai puternic decât al nostru. Da? Și nu e singurul. Da? Mocert va putea să vadă. Ceea ce e important pentru rapidiști este să înțeleagă că dacă există o profitabilitate în urma acestui transfer, ea va fi folosită tot în folosul Rapidului, da? Pentru a căuta și a aduce iarăși jucători foarte buni. Știu că nu plec cu bani acasă. Da? În niciun caz. Mă descurc. Da? I-am cerut voie soției și nu mă ceartă. Da? Aveți o limită? Da. N-am depășit-o încă. N-ați depășit.